ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție de știri realizată în redacția web a primăriei din Torino. Ca de obicei, începem cu informațiile meteorologice. La fel ca și ieri, vremea este frumoasă deocamdată, dar și foarte caldă, însă spre după amiază meteorologii anunță ploi slabe, după care la noapte va fi din nou senin. Ziua de mâine va fi de asemenea caldă, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius ca și astăzi, și mai apoi răcorită cu strop de ploaie spre după amiază. În acest moment, în Torino, temperatura este de aproximativ 31 de grade Celsius, umiditatea este de 39%, iar presiunea atmosferică de 985. Începem știrile și cine nu și-a depus deja declarația de venituri o mai poate face până în data de 16 iulie, plătind însă o majorare de 0,4% din suma inițială. Funcționarii fiscului din agențiile regiunii Piemonte sau Agenția de le Intrate îi pot ajuta gratuit pe contribuabil să completeze modulul unic sau declarația de venituri și să o transmită pe cale telematică. Persoanele care au nevoie de un specialist pentru a completa declarația de venituri pot rezerva o întâlnire cu funcționarul fiscului telefonând la numărul verde gratuit sau pe portalul administrației financiare din Piemonte. Vă reamintim că cine face declarația de venituri are posibilitatea de a descărca o serie de cheltuieli medicale, școlare, de restructurare a primei case, precum și cota parte din diferite impozite plătite în Italia. Și acum o știre pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, rezidenți în Torino și care vor să locuiască pe cont propriu. Prin proiectul Casa, aceștia pot primi un împrumut de 3.500 de euro fără dobândă de restituit în timp de 3 ani pentru a-și acoperi primele cheltuieli în ceea ce privește noua locuință. Este prevăzut și un fond de garanție pentru proprietarii care închiriază locuințe tinerilor. Cererile se pot depune începând cu 7 septembrie în Via delle Orfane numărul 20 la Centrul Informa Giovani. Și tot Centrul pentru Tineri din Torino, Informa Giovani, anunță că se fac înscrieri pentru un nou schimb de experiență în Lituania. Costul este de 250 de euro pentru perioada 18-29 august. Pot participa și cei fără cetățenie italiană cu condiția să aibă toate actele în regulă. Mai multe detalii aflați accesând pagina web afișată mai jos. Iar în final, vă reamintim că începând de ieri, noua zonă de trafic limitat din centru este funcționabilă de luni până vineri, în intervalul orar 7:30-10:30. De asemenea, 37 de telecamere vor supraveghea zona și vor da sancțiuni. Pentru detalii despre această zonă, dar și pentru obținerea permisului pentru a circula în respectiva arie, accesați pagina web afișată mai jos. Din 9 și până în 20 august, datorită tradiționalei vacanțe de vară, zona de trafic limitat va fi suspendată, ca și parcarea cuplată din oraș. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi, marți 13 iulie. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi extraordinară în continuare. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție de știri și mâine de la 12:30.